noi dacă vrei surprize multe să trăiești. Nu, 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 nu mai aștepta, distracția e viața ta. Tu ești un spirit uștinduș, da, sunt, și o să ne distrezi acuși. Mult, mult, cu zâna noi ne vom juca. Da, da, cu toții ne vom bucura. O să ne distrezi acuși. Mult, mult, cu zâna noi ne vom juca. Da, da, cu toții ne vom bucura. Noi, Zâna și Spiridușul, ne bucurăm așa de mult că în fiecare săptămână descoperim lucruri minunate alături de voi, dragilor, de voi copiii. De pildă, este atât de bine să ai la cine să apelezi atunci când ai o problemă. Poate din greșeală s-a aprins un foc și atunci sunăm pompierii, bineînțeles. Sau poate vrem să ne distrăm și mergem la circ unde descoperim jongleriile clownilor și multe și multe meserii pe care le-am discutat împreună cu voi, dragilor. Totul este minunat când este bine și nu avem nicio problemă. Nu-i așa, Spiritușule? Spiritușule, de ce ai pățit astăzi? Păi, Zână, m-am trezit cu o durere cumplită de cap. Uite, cred că am febră. Uite, te rog, uite-te puțin. Vai, Spiridușule, ai nevoie de ajutor. Oare, da, copilaș. Oare cine o să poată să cine te ajute? Cine poate să mă ajute pe mine? Eu zic să descoperim cine e cea mai potrivită persoană care poate să ajute Spiridușul să se poată... Ia uite, un băiețel, a spus doctorul. Eu vreau să vă cunoaștem, dragilor. Hai, te rog frumos să ne spuneți în primul rând cum vă numiți, să știu cine mă ajută pe mine. Ia să vedem. Matei Pop. Câți ani ai, Matei? 4 ani. Și o să împlinești imediat cât? 5 ani. Bravo. Diana. Diana, te rog să ții microfonul, să spui câți anișori ai. Au 5. Eu cred că 5. Și uite, vreau să ajungă microfonul la băiețelul. Pe mine mă cheamă Andrei. Andrei, dar de unde știi tu? Uite, chiar, într-adevăr, eu am nevoie de cine am nevoie? De un doctor. De un doctor. Oare tu vrei să fii doctor când vei fi mare? Da. De asta ai știut tu ce face doctorul, așa ai? Tu. Și, dă mai departe. Pe mine mă cheamă Șemon Antonia Carina. Și câți anișori ai tu, Antonia? Imediat am 5 ani. Imediat ai, ești murecică, așa? Bravo! Colegul tău? Mă cheamă Nicola și imediat am 5 ani. Și tu ai imediat 5 ani? Imediat? Ce înseamnă imediat? Mâine? Sau acum imediat? Nicola. Când o să ai? Mâine? Wow! Pe mine mă cheamă Ilinca și am 4 ani. Wow, Ilinca, tu nu ai imediat 5? Ba. Corect. Mai departe? Mă cheamă Mihnea și am 5 ani. Tu deja ai împlinit, așa-i?
Pe mine mă cheamă Carina și am 4 ani. Bine. Bine. Carina, îmi dai, te rog frumos, microfonul? Da, ca aia vreau să întreb. Andrei, tu ai spus că vrei să fii doctor când vei fi mare, da? Și dacă mă doare capul, ce trebuie să fac? Să chemi un doctor. Și doctorul? Zicem că tu ești doctorul, da? Sun la 112. Aș dori un doctor, repede, repede, să vină la mine un doctor. Bună ziua, domnul doctor. Uitați, am febră. Ce-mi recomandați? Medicament. Medicament? Cunoști tu ceva medicament? Da? Pentru febră? Bine, vă rog să-mi dați un medicament. Mulțumesc! Gata! Nu mai mă doare capul! Mulțumesc, bine că doctor! Mulțumesc! Bine. Acum, Zena, după ce descoperim și câștigăm prima probă, vreau... Sau înainte, vreau să-mi spună fiecare ce dorește să fie când va fi mare, bine? Un doctor avem, deci vreau să vedem ce o să mai avem peste câțiva anișori. Uite, Matei, te rog să-mi spui tu ce dorești să fii când vei fi mare. Pompier. Oh, nicio problemă n-o să avem când o să se iște vreun incendiu. Da, dar Matei, tu știi că trebuie să sunăm la un număr de telefon ca să vină pompierii. Tu-l cunoști, numărul ăla de telefon? Îmi spui și mie. 112. Bravo! Deci clar o să fii pompier. Diana? Ce ai dorit tu să fii când vei fi mare? Tot polițiță. Polițiță. Uite, spiritușul vrea să vă încurce un pic. Deci vrei să fii polițistă, dar spune-mi, te rog, de ce? Că... Amendează oameni. Amendezi oameni? Auzi, zice Andrei. Da? Da, Matei, tu de ce vrei să fii pompier? Te sting focuie. Ah, și tu nu amendezi oamenii. Ce faci cu ei? Îi? Îi ajut. Îi ajuți, îi salvezi? Da? Îi scoți afară. Tu îți dai seama, trebuie să intri în foc, să-i scoți. Matei, ești ok? Da? O să reușești? Da, bine, sigur. Sper să n-ajung niciodată să am nevoie de pompier, Matei, dar dacă o să am un pic de foc, așa te chem, bine? Dar, Andrei, te rog să-mi spui, de ce vrei să fii tu, ține microfonul, de ce dorești tu să fii doctor? Pentru că îmi place să vindec oameni. Wow, ce frumos! Îți place să ajuți oameni, să-i faci bine. Uite, eu eram tristă și acum sunt fericită pentru că m-ai ajutat și mi-ai dat medicament. Mulțumesc, domnul doctor! Ia să vedem, oare de ce dorește Antonia să fie pictoriță? Ca să pictez. Deci ai talentul, ai primit talentul acesta să desenezi, să pictezi? Da, eu mereu pictez și desenez. Și pereții pictezi? Pereții de acasă, îi pictezi? Nu prea. Nu prea ai voie? Doar pe fai. Antonia, uite, avem o rugăminte. Când mai vii la noi în emisiune, la rubrica Talente, avem talente. O să ne aduci desenele și picturile tale, care să le strângi frumos și să ne aduci să ni le arăți. Vrei? Da. Bine. Nicolas? Tu de ce dorești să fii tot pompier? Să strâng focul. Și tu, voi ați fost să vedeți pompieri adevărați? Da! Ați fost acolo la... Da? Da. La Negrești sau la Satu Mare? Unde ați fost? La Negrești. Și ați văzut acolo, cum lucrează la tata pompieri? Lui. Dar am să ajung, Mihnea, și la tine și vreau să aflu de tu de ce vrei să fii militar și nu pompier. Bine, Nicolas, dă-i te rog la Ilinca. Vreau să fiu polițist. Dar de ce? Pentru să amendez oameni. Și eu. Să-i amendez? Wow! Știi dar... că eu m-am întâlnit cu o polițistă când încercam să vin la emisiune și mi-a dat și mie amende. Dar să știi că doamna polițistă m-a iertat. O să fii și tu așa bună? Da. Bine. Dacă nu e greșeala prea gravă. Da. Și tu o să fii bună. Ia să vedem noi, Mihnea. De ce tu nu dorești să fii pompier? Mașină. Și militar. De ce dorești să fii militar? Ține microfonul. Până la război. Vrei să mergi la luptă? Sper că mama nu a auzit. Mama, să știi că Mihnea dorește să fie militar, dar
nu va exista război pe când va termina el armata. Bine, Mihnea? Va fi un război din ăsta doar pe aici, pe câmp. Ne jucăm de-a războiul. Bine, Mihnea? Și Carina? Facem din baloane mitraliere. Ce dorești tu să fii când vei fi mare? Prințesă. Prințesă, ce frumos. Și putem să întrebăm oare de ce? Ce fac prințesele toată ziua? Carina? Ce-ți imaginezi tu că vei face când vei fi prințesă? Eu. Da, Carina își dorește să fie prințesă și vrem să aflăm de ce, Carina. De ce nu vrei să fii... De ce-ți plac prințesele? Ce fac ele? Sunt în fiecare zi, sunt răsfățate acolo îmbrăcate? La castel, îmbrăcate frumos. Coafate. Nu-i așa, Carina? Ai acolo o grămadă de oameni care te ajută la castel. Da, și o să ai tu, pentru că o să fii prințesă. Arăți deja ca o prințesă. Și ce mai are prințesa Carina, uite, pe cap? O coroană. Coroană. Și cum sunt rochițele ei? Frumoase. Sunt toate frumoase, elegante. Carina, fii atent, când o să fii prințesă, noi o să mergem la tine la castel și o să facem acolo emisiunea. Bine? Bine, să ne chem. Copii, haideți, ne-am cunoscut, haideți să începem probele. Ați dori? Da! Dar putem să începem fără formula? Fără noastră formula? Magică. Putem? Nu, da. Putem. No. Nu se poate no. fără formula ajutătoare care sigur vă ajută să câștigați. Cu siguranță. Eu zic să începem, microfonul îl dăm acolo și îl punem. Uite, îl țin eu, la da? Zână. Noi ținem mânuțele în față. Așa și cântăm parcă la pian. Nu știu de ce, dacă mișcăm degețelele ne vine este inspirația mai bine, da. Și spune Spiritul să înceapă proba. Acuși. Ei, să aflăm noi care este proba întâi, Zâna? Proba întâi este proba ghicitorilor. Voi veți răspunde la ghicitorile noastre și vom descoperi și alte meserii frumoase. Știți că tot ceea ce vreți voi să deveniți când veți fi mari sunt de fapt meserii. Meserii pe care le au oamenii mari. Și noi aici la ghicitori am adunat mai multe meserii, da? Poate vă atrag atenția și vă doriți... Și vă răzgândiți pe parcurs să fiți și altceva. Ia să vedem prima meserie. Despre ce o fi vorba? Ia să vedem. Aici, atenți la zână, Andrei, da? Fii atent acolo. Prințesă? Mă vedeți? Sunt o fetiță. Am halat și nu rochiță. Fac injecții, dau rețete și prescriu medicamente. Cine oare să... Doctor, eu doctor! Da, doctor, așa este! O meserie deja cunoscută de... mai ales de tine! Acum, copilaș, am o ghicitoare puțin mai lungă. Sper să fiți atenți până la sfârșit. Bine că la sfârșit se află secretul, fiți atenți. Este tot așa îmbrăcat în alb, cum este... Parcă vine din poveste, parcă-i omul de zăpadă de la mine din o gradă. Dar stă plecat lângă cuptor, parcă ține în brațe sori. Când lucrează, mai mult tace, dar pâinea bine o face. Oare cine face pâinea? Notaiul! Spune, Matei, tare! Notaiul! Brutalul! Două ghicitori, copii ați ghicit, da? Care a fost prima? Doctorul. Și a doua? Brutarul. Și asta este o meserie frumoasă, nu? Cine ne face pâinea în fiecare zi? Brutarii ne-o fac. Așa, următoarea spune așa. El, pădurea ocrotește, a plantat și un stejar. De vânat se îngrijește pentru că e... Mitadunar. Bravo! Mihnea, tare! Pădurar! Bravo! Așa pădurarul are grijă de? Pădure. Pădure, corect. Și fiți atenți, ultima ghicitoare și proba cu numărul 1, ați reușit să o câștigați toți împreună, da? Nicolas, fii atent.
În rachetă sunt sau navă și pornesc din zor spre slavă și pornesc pe calea bună către soare, către lună. Cine este oare? Wow! Cine zboară cu rachetă? Diana! Hm? Cum se numește? Extraterestru vine de acolo. Dar și oamenii zboară cu racheta pe lună, spre lună, nu? Cine conduce racheta? Cine o conduce racheta? Cum se numește? Începe cu C. Cos? Cosmonaut. Asta este Mihnea. Copii, hai să zicem toți tare. Cosmonaut. Ia să văd eu. Dintre meserile acestea, și-ar dori careva să fie acum altceva. De exemplu, cosmonaut. Și-ar dori cineva? Nu. Ba, nu? De ce? Eu tot doctor vreau să... Tot. Nu v-ați schimbat niciunul? Părerile, copii. Nici pădurar, nici brutar, nu? Nici pâine, nu face nimeni. Matei, nu? Tot? Sigur? Ok, bine, copilași, să știți că copiii se mai schimbă cu timpul, mai cresc, dar noi am câștigat cu proba cu numărul 1. Ce facem acum, copii? Ne bucurăm. Hai să ne bucurăm toți împreună aici, punem mânuțele în față și spunem hip, hip, hurra! Și steluța cu numărul 1. Știți cine o pune, da? Cine pune steluța? Matei și cu Diana mergeți căutați steluța. Repede și zicem că suntem în cer. Am ajuns? Așa, mulțumim. Copii, aceasta a fost proba cu numărul 1. A fost greu? Nu. Nici. Și la probele următoare este și mai simplu. O să vedeți, așa că eu zic să ne pregătim pentru proba numărul 2. Avem nevoie de o mică pauză ca să aranjăm aici studioul nostru. Bine, copii? Bine? Și urmează și surprize, așa că rămâneți și voi, dragilor, alături de noi. Și ne-am pregătit pentru cea de-a doua probă cu scaunele măsuțe la lucru, copii, pentru că pentru proba a doua vom confecționa, dar nu știm încă ce. Eu aș vrea să-mi spună domnul doctor de lângă spiriduș ce poartă doctorul la el de obicei. Stetoscop. Oh, și unde îl ține? La gât. Corect. Și până îl pune la gât? Ce mai are nevoie doctorul? Cu ce merge el dacă trebuie să plece la un pacient? În mânuță. Ce? Unde își pune? Își pune în urechi. Dar merge așa pe stradă cu stetoscopul în urechi? Nu. Nu? În ce le pune? Într-o? Oare ce? Ciută de doctor. Trusă de doctor. Așa este. Bravo, ați văzut copii trusă de doctor? Ați văzut? Eu da. Pentru că astăzi vom face împreună o trusă de doctor, să aveți fiecare o trusă de jucărie, bineînțeles, dar vom pune și noi în ea, nu? Da. Spitușule, ce vom pune înăuntru? Ce mai are nevoie în trusă, oare? Ce mai pune doctorul? Ce mai punem? Ce e asta? Uite, aici era termometru. Păi dacă are febră să vadă. Eu am avut febră. Ce zicea Andrei? Stetoscop. Și dacă e nevoie de injecție. Dacă e nevoie de injecție. Și mai pune el mai multe lucruri. Vată, nu e așa? Da. Medicamente. Sanitar pune multe lucruri. Noi punem câteva pentru că trusa noastră este mai micuță, dar o vom confecționa. Ia uitați. Dar de unde știm că e trusă, zână? Este foarte important. Pentru că o gentuță, dacă noi confecționăm o gentuță, poate să fie trusă de scule. De unde știm noi că este trusă de doctor? Ce semn are? Semnul. Care? Spune. Spune repede, Matei. O cruce, dar nu orice cruce. Ce culoare trebuie să fie cruce? Roșu. Roșie. Ia uitați ce am eu aici. Ia uite. Vedeți? O să lipim și această cruciuliță pe exteriorul gentuței după ce o îndoim și o lipim. Bine? Da? Lipim. Și abia atunci vom ști că este vorba de o trusă de medicală, de doctor. Nu o trusă de meșter cu scule. Copilaș, aveți tot ce vă trebuie. Avem lipiciuri. Da. Avem în pliculețe toate materialele necesare și
Începem lucru, dar... Fără formulă nu se poate, spiridușule, nu, nu putem. Așa e, copii, ce bine ne-am descurcat la prima probă. Hai să ne descurcăm și la a doua, cu formula magică. Mișcăm și hai spunem de, tare toți. Spiriduș, ghiduș, să înceapă proba doi. Și suntem pregătite, pregătiți. Și noi vă urăm spor la treabă. Spor la lucru. Haideți, copilași, îndoim. O să îndoim prima dată, așa-i sună? Da, prima dată le îndoim cât fiecare câte o. Uite, asta e a ta. Stai să vă arate spiridușul puntate. Pe linii, da? Unde-s liniile puntate? Uite, vă arată spiridușul. Și avem 8 doctori în emisiune aici la noi, pentru că avem 8 truse medicale și chiar dacă vreți să fiți polițiști sau pompieri sau ce ați mai vrut voi, pictorițe, astăzi vom fi doctori, bine? Pentru că ne vom și juca împreună în momentele care urmează cu o doctoriță. Dar avem invitată. Avem invitat special, surpriză. O doctoriță care o să vă placă foarte tare, pentru că ea nu are injecții adevărate, ea are injecții muzicale, o să vedeți. Dar copilași, pentru că ați fost foarte cumin, Zâna este foarte, foarte darnică. Astăzi, și la proba aceasta... Astăzi sunteți foarte recompensați. Cu 2 deserturi. Astăzi vom mânca de 2 ori mai multe dulciuri, dar nu sunt dulciuri sănătoase astea, să nu ne se supere pe noi părinții, bine? Că sunt niște clătite delicioase de la clătitoria Clatos. Uitați ce frumos arată și ce frumos ni le-au decorat. Clătitoria Clatos, dacă vă plimbați voi prin oraș, o să o găsiți lângă casa de modă. Ia să văd și eu ce să comand. Uite acolo, spridușurile, câte meniuri. Hai!
țână bună. Au și clădite cu înghețată, dar nu ne le-au putut aduce ca să nu se topească. O să păpăm acolo când mergem noi la ei să-i vizităm. Îi până atunci... Și cofetăriei Daniel, care iarăși ne-a pregătit surpriză dulce, prăjiturele dulce, pentru că proba aceasta este proba dulce, voi știați? Proba dulce! Proba de confecționat este proba dulce! Mulțumim celor doi sponsori! Zâna și Spiritușul vă așează prăjiturelele și clătitele! Și clătitele. Cum și ziceai așa că se numesc? Aceste clătite sunt umplute cu ciocolată și biscuit, Spiritușule. Dar și au sunt, se numesc palate de nisip. Nisip. Oh, dar nu sunt mergem nisip la mare și facem palate. Dar nu sunt de nisip. Dar nu sunt nisip. Nu, așa se numesc. Bine, copilași. Fiecare stă și primește o fafurioară de la cofetăria și Daniel ia, și Zâna pune câte o clătită. Și, da, care are și câte o linguriță specială, dar noi v-am pus și o linguriță. Opa, o să iau lingurița ta, Matei. Dai voie? Că nu mă descurc cu lingurița asta din clătită. Așa. Dacă ai nevoie de ajutor, Zână, tu chem Spiritușul și te ajută. Da, întotdeauna, da. Pansamentele le băgăm în trustă. Care așteaptă să pape și... Eu n-am pansament. O să primești și tu pansament, bine? Uite, o clătită. Și Zână, da? Mai avem noi o surpriză, parcă aveai o surpriză de la... De la clătitoria Clatos. Da, pentru cei de acasă... Care o să anunțăm imediat, o să anunțăm bine? Imediat, pentru că ei vor să vă recompenseze și pe voi, dragilor, cei care vă uitați la emisiunea noastră. Ajunge doar să ne vizitați pagina de Facebook și... Vom lansa un concurs. Un concurs în urma căruia se vor câștiga clătite. Gata cu mâncarea pentru cățeluși în acest sezon. Am hrănit cățeluși suficient, Spiritușule, ce zici tu? Nu? Oh, cred așa? Că satul acum, mare este acoperit. Acum că e sezon frumos și e cald și clătitoria stă acolo lângă casa de modă și putem să ne cumpărăm de câte ori trecem pe acolo, putem să ne cumpărăm un deliciu de clătite pe care le gustăm chiar acum, avem și concursul pentru voi, copii. Deci, ne răspundeți la întrebarea noastră de pe Facebook și trei câștigători vor fi premiați cu un meniu de dimineață. Asta înseamnă că avem inclusă o clătită și o băutură la alegere. Fie un suculeț, fie un Nesquik, ce găsiți voi pe acolo, ce vă place de acolo, da? Deci, părinților care vă plimbați cu copilașii, voi trebuie să intrați pe pagina de Facebook pentru că voi aveți conturi și ne scrieți, iar noi vă vom premia împreună cu Clatos. Așa? Dar noi vă spunem vouă, copii, poftă mare! Și vom lua o scurtă pauză ca să putem să păpăm de publicitate. Hai să spunem toți! Publicitate! Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pentru momente speciale, cofetăria Daniel vă oferă rafinament, bun gust și eleganță. Onorăm comenzi de torturi pentru diverse evenimente, nunți, botezuri și aniversări. Pentru ca momentul să fie unul festiv, închiriem fântână de ciocolată și fântână de șampanie la prețuri accesibile. Așteptăm cu drag! La
La Baby Trend ne bucurăm împreună cu tine de noul membru al familiei. Mai spațios, noul magazin de pe Independență îți oferă produse de igienă de cea mai bună calitate, jucării educative și jucării cu personajele preferate ale febleții tale, mobilier pentru baie, bucătărie și, bineînțeles, camera preferată, biciclete, triciclete și cărucioare, scaune de mașină gândite pentru siguranța familiei tale. Nu uitați de cardul Baby Trend, care vă va aduce discounturi atractive. Baby Trend. Bucuria de a fi părinte. Hei, spiridușule, păi a fost atât de absorbit de surprizele astea dulci, că am uitat să punem steluța după proba numărul 2. Așa-i, copii? Da. Am uitat, ne-am grăbit repede să mâncăm. Dar hai să punem totuși steluța repede. Cine urmează? Cine Antonia era la mână? Cu Andrei. Așa, pun steluța și noi punem mânuțele în față ca să spunem salutul de bucurie. De câte ori? Îi așteptăm și pe ei? Doi. Așa, de două ori ne bucurăm. Antonia. 2, 3 și ura! Hip, hip, ura! Super! V-a plăcut proba aceasta, copii? Da, da, da. Da. Și dar mai avem puțin. Și atunci propun să vedem pe unde a umblat spiritușul, da. Iarăși umblă hai-hui. Hai. Așa că până terminăm noi tot și facem curat, hai să vedem pe unde a umblat spiritușul. Ne uităm acolo la televizor, bine? Grădinița 14 Mai, unde are loc un carnaval cu personaje care mai de care. Avem aici lângă noi doi iepurași, un clown și un ursuleț pe undeva pe acolo, dacă poate veni și el lângă noi. Până atunci, hai să vedem iepurașii noștri ce dans au pregătit și să ne spună cum se numesc iepurașii ăștia frumoși. Mama, poate ne spui tu, mama? Ilinca și Matei. Este un sfert de clown. Matei, spune-ne tu ce costum ai tu. Vine, codița lui Moto vine. Spiridușule, vorbește tu și cu iepurașul de lângă tine să vedem ce spune. Ce ne spui, cum te numești tu? Sofia Preda. Sofia Preda. Și ce dans ați pregătit acolo așa de frumos? Știi că noi l-am văzut. Dar ne spui tu? Dansul animăluțelor din pădure? Sau cum se numea dansul vostru? Dar ursuleții, iepurașii și șoriceii. Asta este. Și șoriceii, erau și șoriceii acolo? Da.
Da, bine. Și ia spune-mi, pentru dansul ăsta v-ați pregătit mult timp? Da. Dar v-a plăcut să dansați, așa este? Da. Da? Și o să mai dansați, să zicem, la carnaval în pădure adevărată? Da. Da? Bine, uite, noi vă mulțumim că v-am văzut foarte frumos de azi dansând. Dar Ilinca, Ilinca, morcovelul ăla, îmi spui, te rog, este de mâncat? Se poate să-l mâncăm? Încearcă, spiriduș. Ia să vezi. Dar am nevoie de dințișor și n-aș vrea să mi-i pierd. Ai dințișor, iepuraș? Se văd, doi, uite. Ai limbă? Doi, unu, doi. Și iepurașii, iepurașii noștri din ce grupă? Am primit, am primit, nu spun de la cine, este de la secret. Avem norocul, avem norocul că în spatele camerelor nu se vede. Ideea este că toți copilașii, și cei din grupa mică, și cei din grupa mijlocie, și cei din grupa mare participă la acest carnaval minunat organizat aici la grădinița 14 mai. Uite, și la care noi am fost invitate. Ai grijă. Wow, ce m-ai speriat. Dar cine ești tu? Andrei. Dar tu de unde vii? Din pădure? Nu. Nu? De la grădi. Dar spune-mi tu, Andrei, urși știu să danseze? Da. Serios? Da. Wow! Dar spune-mi tu, te rog frumos, ce mănâncă urșii? Uite, am primit un morcov de la un iepuraș. Urșii oare ce mănâncă? Mure. Mure? Oare o să primești și mure de la ursul din pădure? Da. Da? N-au un pupic primesc? Ai, ce drăguț! Da, uite, ursuleț, Andrei, vreau să spun că după dansul acesta urmează și o petrecere, știi? Da. Toți ursuleții și toți iepurașii vor mânca prăjiturile și dulciuri. Da. Nu mure. Bine? Bine. Andrei, te pupăm, pa! Are și coadă, uite. Și tare! Zână, a venit să te salveze din poveste un prinț adevărat, dar mai mult un cavaler. Oare se numește Zoro? Da. Cine ești tu cu adevărat? Zoro. Bine, dar în realitate, să zicem. Zoro și mai cum? Andrei Pincoi. Oh, și Andrei. Vine Zoro, Andrei. Vreau să vă sabia. Odată pâlpâia așa. Când va pâlpâia, dar și dacă nu pâlpâia acum, tu reușești să mă aperi, așa ai, Andrei? Zoro, da? Da. Mă simt așa de ușurată că am cine să mă apere, spiritușule. Te iau cu mine la castel, vii? Da. Da? O singură întrebare am, Zoro. Unde ție calul acela negru, năzdrăvan? Nu știu. Oh my god! Nu știu, Zână, aici se întâmplă ceva. Observi? Un singur cuvânt spun și apare. De unde a apărut calul tău, Zoro? Tot din poveste. S-a întâmplat o magie, pentru că unde acolo unde e Zoro, totul e posibil, spiridușule. Mulțumim, Zoro, că ne aperi și te așteptăm acolo afară la carnaval, bine? Să vedem cum știi să călărești. Bine. Bine? Da. Pa! Thank you.
Zâna și Spiridușul au urmărit ce frumos și ce talentați copii sunt aici la grădinița numărul 14. Fiecare grup a pregătit câte un dans special, iar acum îi vom vedea costumați în fel de fel de personaje din poveste. Începe carnavalul! Vă rugăm să puneți muzica pentru carnaval, că putem începe! Haideți să primim cu aplauze, merită costumați de astea grozale apreciate! Pentru că carnavalul începe, am observat aici în mulțimea de personaje un personaj foarte îndrăgit de toți copiii. Cine ești tu? Spider-Man. Wow, tu de unde vii, Spider-Man? Știu că Spider-Man locuiește în altă țară, nu în România. Tu locuiești în România? Da. A, am înțeles. Auzi, uite, dansați. Uite. Spiridușule, da. Tu observi că e aici și Mini și Nikimoto. Da, da, a intrat la apă sau ce s-a întâmplat? Mini. Hai să întrebăm pe Mini. Da. Mini, ce faci? Mini? Cine, cine a avut ideea să fii tu astăzi Mini? Eu. Ție-ți place de Mini? Și Miki? Unde este partenerul tău, Miki? L-ai lăsat acolo la desene animate? Da. Da. Dar cum te numești tu? Spune-ne numele tău adevărat. Ruxandra. Ruxandra, ai un costum foarte frumos și stă foarte bine în șoricel. Ești frumoasă. Zâna, știi, eu mă gândeam, poate pentru că este așa de cald, a venit pompierul să ne salveze, să ne stropească cu apă. Îl vezi acolo pe pompier? Da, așa am văzut și mașina da? De pompier. Hai să vedem, putem vorbi prin casca aia de pompier. Hai să vedem. Salut! Am chemat pompierul. Dar cum să vorbim cu pompierul prin casca asta oare? Stai să vedem, ne reușește? Domnul pompier, cum te numești tu? Aaa, se ridică în sus! Zână, m-am prins. Cum te cheamă, doar să ne spui bine? Poti Kevin. Și fetița? Fluturașul ăsta frumos, cum te numești tu? Mă cheamă Antonia Georgiana. Antonia, ai aripi, știi? Eu mi-aș dori și eu să am aripi, dar nu am. Dacă aș avea aripi, aș putea să zbor? Da. Uite-te acolo să te vadă. Da. Eu mai am un cavaler care mă apără. Da, uite ce frumos. Castelul ferecat absolut. Cu... Să
vedem. Ia să vedem cine ești tu. Gariada. Și ce costum așa ai tu astăzi? Pirat. Wow, zână, pirat. Îți dai seama? Da, haide, stai. Wow, vino și tu, cum te numești? Ia uite acolo, uite-te acolo la cameră. Spune-ne cum te numești. Francia Gergeu. Dar tu ce costum ai, Doamne? De unde l-ai găsit? Pompier. Wow, știi ce pompier? Este pompier șef. Aici scrie pompier șef. Deci tu conduci pe toți pompierii. Am văzut că ți-ai adus mașina acolo. E adevărat? E mașina ta? Da. Wow, dar știi ce? Acum e foarte cald. Vrem, numai dacă e foc, să ne uzi bine. Ce s-a întâmplat, zână? Ți-ai adus zânele din poveste. Nu pot să cred. De zâne, de prințese. Stai un pic, fairy. Averi sau fairy? Cum ai spus? Averi. Oh, averi. Cu flori, cu pentru că flori. Pentru că vara sunt mulți trandafiri. Dar vreau să știu, secretul. De unde ai ochii ăștia așa frumoși? De la mama a făcut. Auzi o melodie minunată, dansăm pe ea. Dansăm cu spiritul și și zâna. Haide, nu mi-e frică. Vouă e frică de baubau? Nu. Nu există baubau, așa? Hai să cântăm, cântăm? Haide, hai sus. Toți cântăm. Facem un cerc mare? Hai să facem un cerc mare. Și pe pompier să-l iei. Dragilor, câte probe am câștigat noi până acum? Hai să vedem câte steluțe. Ia, să ne uităm. Două. Și ce urmează oare? Trei. Urmează trei după doi. Și ce vreți voi să facem la proba numărul 3? Oare? Ce ați vrea voi să facem? Să spunem formula magică. Super! Hai să o spunem. Hai să zicem. Dacă tot e dorința lui Andrei. Andrei, acolo jos, cântăm frumos la pian și spunem, da, puțin mai tare, așa, să meargă mai tare sonorul. Spiritușchi, duși, să înceapă proba 3, apuși! Ei, și acum să înceapă proba, dar ce să facem noi la proba 3? Să dansăm? Ce ați vrea? Da! Să ne jucăm! Vreți cine cu toții? Da! Da? Și cu cine vreți voi să ne jucăm? Cu Goofy! Abia așteptăm să-l chemăm pe Goofy să vedem ce jocuri ne-a pregătit. Pentru că proba 3 este proba cu jocuri. Îl chemăm? Goofy, îl chemăm! Hai să-i strigăm! Goofy! Am venit! Salut! Salut, zână, salut, spiriduși! Salutare, dragilor!
Avem energie, Gufi, că am mâncat multe dulciuri. Da, trebuie să ne mișcăm. Și pentru dințișorii mei. Te-am păstrat. Depinde cum te joci cu noi. Eu am venit astăzi să vă învăț o formulă magică. Am spus-o. Aleu, când am venit și eu pregătit cu formula magică între dinți. Hai să vedem dacă știe Gufi. Gufi, da. Tu știi formula magică cumva? Da, așa este. Și ce trebuie să spui? Și ce spune? Spiri, spiri, duș, duș, să ne danseze zânacuș. Nu era așa? Nu era așa. Așadar, ați vorbit voi despre doctor, despre truse medicale, pacienți, ați confecționat, ați fost grozav, am văzut trusele și... M-am gândit eu să ne jucăm tot de-a doctorul și pacienții. Și de data asta, Goofy va fi doctor. Voi veți fi pacienți. Goofy și doctor. O să vedem care pacienți sunt pregătiți pentru consultație. Vă cum recomand să nu fiți. Dar aici nici Goofy nu-și dorește ca... voi să ajungeți pacienți și acum ne jucăm, că de asta ți să vină Gufi să ne jucăm. Și vreau să facem în felul următor. Gufi o să vă zic așa, jocul se numește Doctorul și pacienții. Și când Gufi o să vă zică pacienții care au sândăluțe în picioare să se pregătească pentru consultație. Cine are sândăluțe în picioare? Să văd. Toți cei cu sândăluțe, haideți, oricum toți veți fi în picioare, ridicați-vă, cei cu sândăluțe și ne așezăm la consultație. Fiți atenți, dar repede. Și eu am să... Zână, dar vreau să te văd și pe tine. Fiți atenți, ca și Gufi faceți, bine? Toți pacienții care au sândăluțe să așeze la consultație. Repede! Și ne ridicăm. Bun, și apoi o să fie și alți pacienți care au, nu știu ce să aibă, urechi. Cine are urechi? Cine are urechi? Gufi are cele mai multe. Ok. Sunteți pregătiți? Da. După ce v-ați așezat și v-a consultat doctorul, repede ne imaginăm noi că ne-a consultat, ne ridicăm pentru că urmează alți pacienți. Și fiecare se așează pe unde e lui bine. Pe aici, pe acolo, peste tot. Bine? Pregătiți? Poate o să punem și Spiridușul să stea la consultație. Uitați-vă la Spiriduș cum zâmbește, cred că abia așteaptă. Spiridușul, să știi că a fost deja tratat. Da, a venit cu durere de cap la emisiune și l-a tratat Andrei. Mi-a trecut orice durere de cap. Okay. Ne bucurăm? Atunci, hai sus și începe jocul. Așadar, se pregătesc pentru consultație toți pacienții care sunt îmbrăcați în verde. Hai să vă văd, repede, cine e în verde? Cine e verde? Și Spiridușul. Și ne pregătim de consultație. Repede, repede. Și ne ridicăm. Și se pregătesc pentru consultație. Hopa! Toți pacienții care au încălțăminte albă. Hai să vedem albă. Repede și ne așezăm la consultație. Repede, repede, cine are încălțăminte albă? Se așează repede, jos. Jos, 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 jos. Fiecare pe burtă, pe spate. Păi s-au așezat și cei cu încălțăminte neagră și maro. Sus, repede! Și se pregătesc de consultație toți pacienții care au codițe. Împletite sau neîmpletite? Repede! Repede la consultație! Hai, hai, hai! Și tu ai codiță! Și tu ai codiță! A uitat că i-a făcut... Tata sau mama ți-a făcut codițe? Mama! Uite că ea s-a pregătit de consultație! Sus! Și acum... Se pregătesc de consultație toți pacienții care au 5 ani. Repede, cine are 5 ani deja împliniți? Să vă văd. A, noi pe aproape, numai pe aproape. Ei nu au. Bun, și ne ridicăm repede, 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 repede. Se pregătesc de consultație toți pacienții care au mâncat lăptic dimineață. Hai să vă văd, să vă văd, să vă văd. Repede, cine a mâncat lăptic? Fiecare stă la consultație cum poate, cum poate, cum vrea. Ia uite. A, să înțeleg că și Spiridușul a mâncat lăptic. Sus, ne ridicăm pacienți. Repede, 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 repede. Și acum, acum, atenție, se pregătesc de consultație toți pacienții care au pantaloni scurți și au câte doi ochi. Să vă văd. Haide, haide. Cine are pantalon scurt? Cine are pantalon scurt și are și doi și ochi? Și tu ai, Carina, uite, și tu ai pantalon și are scurt. Și doi ochi.
Și doi octai rochiți. Iare rochiță, bravo! Fiecare cum crede. Și sus, repede, 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 repede. Și acum se pregătesc de consultație toți cei care pun mâna la mijloc pe mâna lui Goofy. Hipi! Ura! Hipi! Ura! Hipi! Ura! De trei ori, bravo! Am și avut... se pregătesc toți pacienții care au patru urechi. Nu? Cine are patru? Și hai să-l consultăm. Aoleu, e mai de mine acum. Te-am consult. Dar nu fugeam de consultație. Eu de injecții mai fug uneori. Avem injecții în... Da, eu cred că avem nevoie de o doamnă doctor care a mai făcut și școală să învețe cum se fac injecții. Și eu zic, hai să dăm. Și s-o și chemăm, să o chemăm să se joace cu noi aici, să se distreze. Și nu-i consultat. Hai să ne consultăm. Proba 3, să o pună pe tablă. Steluța. Steluța. Cine? Goofy cred că a câștigat-o, s-a așezat cel mai repede la consultați. Uite Steluța numărul 3. Nicolae și cu... Cine Ilinca? Ilinca, haide Ilinca cu Nicolas. Bravo! Steluța numărul 3 este pe steluță, și pe noi, tăbliță. Și noi astăzi vom fi în continuare pacienții doctoriței Lulu. Să vină doctorița Lulu. Lulu. Bună ziua! Păi unde a plecat Goofy că am venit pregătită cu seringă? Am înțeles că nu se simte... O să-l prindem pe urmă? Nu acum, îl lăsăm că vine el singur dacă nu se simte bine. Să vedeți cum se întinde pentru consultație. Îl ajutăm să se facă bine? Păi ia te rog să... Dacă cumva ajunge pe aici, te rog să-i faci o injecție. Vreau să ții trusa de doctor și să-l chemăm așa când poate, poate vine el. Apare, ce ziceți? Hm? Mi-am luat un halat, nu mai am rochiță. Că sunt o adevărată? Docoriță. Docoriță? Doctoriță. Așa. Păi să înceapă muzica atunci. Va simți mai bine. Dar în loc de bomboanele acelea mentolate, mai bine ar mânca ceva sănătos, nu-i așa? Da. Să mănânce ce? Măr. Măr, foarte bine, dar așa nu ceva dulce. Totuși, mâncărică sănătoasă ce poate fi? Supă. Legume. Vă plac legumele? Da. Excelent. Dacă vine Goofy în coace, îi facem o salată? Da. Să vedeți ce bine o să se simtă. Dar vă place salata? Domnule doctor, ție îți place salata? Îți place sau nu să mănânc salata? Da. Și a fost vreo mămică de-a voastră supărată vreodată că n-ați mâncat salată? Nu. Niciodată, că voi mâncați mereu salată, nu-i așa? Da. Păi hai să vedem totuși de ce mami e așa de supărată. Să înceapă muzica, să aflăm. Nu-i așa? Thank you.
face, căci ieri ai făcut. Bufie înfometat și obosit m-a întrebat. A luat mămica pâine, cum să nu? A luat mâine. Învățăm și pe Goofy? Da. Este ziua care a fost, mâine-i ziua ce va fi. Azi asta noi am învățat. Spuneți acum, le știți? Da. Păi le știți sau nu le știți? Da. Ieri, azi, mâine o tot păcălim pe mami. Mami, o să mănânc mâine salată. Dar am mâncat ieri. Oare Goofy o fi mâncat salată? Dar știe când e azi și când e mâine și când e ieri? Dacă a învățat și formula magică, cred că știe totuși când. El tot spune că a mâncat ieri. Ba nu, va mânca ieri și a mâncat mâine. E bine așa? Nu. Va mânca? Acum. Da. Păi așa, să nu ne mai tot păcălească. Păi să vină Goofy. Să vină Goofy atunci. Salutare! Era vorba de prins urechi, pe aici, de salată, de mâncare sănătoasă. Voi ați vrut să-i faceți o salată lui Goofy. A venit Goofy pregătit cu salata aici la cutiuță. Și o să vă arăt ce facem. Da, pentru fiecare. Lui Goofy place mâncarea sănătoasă. Dar se vede. Dar totuși vouă este un dar. Place ceva ce are Goofy. Și o să vă arăt. Vă rog să vă așezați toți pe scăunele. Lulu, uite, Lulu, da, te rugăm și la final ne spui dacă burticile noastre vor fi sătule. Atenție, Goofy a venit pregătit. Ce-a confecționat el ceva aici? Am niște coli de hârtie pe care vreau să le pun jos, dacă ne pică cumva porția noastră de salată pe jos, să o putem recupera. Și vreau să văd primul copil care încearcă deodată cu Goofy să le arătăm și celorlalți. Haide, te rog. Deci nu începem prova. Aici, lângă mine, te rog, al doilea băiețel. Mihnea. Mihnea, haide, te rog, cu Goofy. Și fii atent ce avem de făcut. Haide să stai aici lângă mine. Vom pune jos, repede, repejor, două coli de hârtie. Tu vei sta așa în genunchi ca și Goofy. Pregătit? Și își eliberează și Goofy urechile de rezervă. Atenție, fii atent. Numai ție ți arat ce am aici. Hmm? Ce zici? Numai salată noi. E bun ce am eu aici? O, da. Da sau nu? Nu-i bun. Ok, bun, hai să vedem dacă ceilalți o să fie de aceeași părere. Fiți atenți ce avem de făcut. Cu acest instrument pe care îl vom pune frumos pe după urechi, ne vom administra singuri medicamentul. Și uitați-vă ce medicament avem aici. Niște ursuleți. Vă putem arăta și vouă. Deci niște bomboneri. Așa. Sunt niște ursuleți gumați. Și fii atent cu ce vom face. La fel și la tine. Voi pune acest dispozitiv după urechile. Apleacă-te ca și Goofy. Așa.
Și îl ții cu mânuțele, da? S-a inventat dispozitivul acesta și noi nu știm. Da, l-a inventat Goofy. A pleacă-te deasupra de hârtii, da, bun. Da. Și de aici îți vei lua un ursuleț, îl pui acolo. Te rog. Ți-l pui. Bun, nu, nu în guriță. Bă, eu pe dispozitiv și fii atent. Și voi sunteți atenți. Vezi, trage de ațe. Trage de ațe în jos. Și va ajunge. Scăpa medicamentul. Ați înțeles care este ideea? Tu poți să-ți iei medicamentul, iar al tău a căzut pe colile curate. Ați înțeles ce avem de făcut? Ce? Vom încerca să luăm singur medicamentul. Fiți atenți, când trage Goofy, ajunge. Bine, urechile tale sunt de măgăruși. Sunt. Ok, vreau să-i văd pe primii doi curajoși care vin alături de Goofy. Hai să vedem. Stop. Goofy. Avem medicamente de când memorie. Când eram pregătit să mănânc și o salată adevărată, vii spiridușule cu formula magică pe păi, care atunci rog, când am venit pregătit să o fac, ai zis, du-te Goofy, nu ne trebuie formula magică. Bine, că am spus-o. Goofy, dacă nu vrei, poți să te duci și să revii. Dar eu zic să rămâi, să spunem formula magică. Pentru proba, Goofy. Ia să văd, știi ce probă? Cred că 4. Corect, copii. Suntem la ultima probă. Hai să spunem Spiriduș. Repede. Spiriduș, să înceapă proba 4. Acuș. Bun. Bravo. O să-ți iei ursulețul tău. Să te vedem și pe tine cu ursulețul, dacă ne ajungem. Dacă mai îmi rămâne data, ceva. Sigur rămâne. Vreau să văd. Primul curajos aici, haide. Uite, din... Bun, și o fetiță. Haide. Uite. 2. Da, sigur. Și ție îți voi pregăti, fiecare are câte un dispozitiv minune, care ne duce singur medicamentul în gură. Stai acolo în dreptul colilor tale, ca să nu-ți cadă pe jos. Uite, eu Goofy te ajut. Are ustensila lui aici, cu care te ajută. Hai să te văd, spiriduș. Cum? Vine așa, pac. Invers era, să știi. Tu mi-ai explicat greșit. Eu am fost foarte atentă la urechile tale. Da, nu cu firele de păr, te rog, la fetițe. Că așa. o să-și tragă urechiușele altfel. Okay. Bun, ține de atenție. Acolo. Pregătiți? Te apleci aproape. Așa, bun. Îți pui ursuleț. Eu bravo, spiriduș. Eu lasă ața. Puneți ursuleț acolo. Fiți atenți. Uite-l. Trage de ață. Și te apleci. Haide. No, trage și de asta. Haide. Uite, el o să reușească. Fiți atent, deschide gura. Deschide și prinde. Haide. Haide, prinde medicamentul. Haide, Nico. Bravo! Felicitări! Este primul care și voi ați reușit. Bravo! La următorii doi sigur vom face galerie. Haide repede și vreau și un băiețel. Domnule doctor, voi veniți spuneți, să luați haide, și dumneavoastră un Diana, medicament da? De aici din trusa lui Goofy. Și Goofy are trusa lui și ustensila specială de... Ține Diana de astea două. De administrat medicamente. Mulțumesc, zână. Vai, și te pleci acolo. Bine, bine, apleacă-te mai să tare către hârtiuțe să nu cadă jos. Haide, dar pune-ți Diana. Și medicament. Haide, repede, Diana. Pune singur. Trage și de aia. Așa, să luăm până cu mâna. Haide, drumul. Haide, Diana. Repede și trage. Haide, Diana. Haide, Andrei. Hai. Suntem aproape. Uite, o să reușească. Cine? Aaaa! Bravo! I-a făcut galerie mai mare, bravo și pentru tine. Haide, Matei. Următorii doi, Matei și Ilinca. Haide, Ilinca. Matei și Ilinca, mai cunosc eu niște copii, Matei și Ilinca, năzdrăvani, cu cărora le plac astfel de medicamente, să știți. Cred că i-a învățat să-și administreze zilnic. Da, dar au altă metodă, au o strategie doar da? A lor. Stai că noi avem cerceluși. Da? Ilinca, fii atentă. Tragi de ambele deodată. Secretul. Stai, Matei. Secretul. Matei și-a scăpat medicamentul și noi nu suntem pregătiți. Haide, pleacă-te acolo. Vreau să aud galerie pentru Ilinca și Matei. Te rog să spui medicament. Haide, Matei. Haide, Ilinca. Și singură vei trage de acolo. Matei. Haide. Haide, Matei. A scăpat. Haide.
dacă lăsăm pe acesta. Matei! Și te rog să te servești tu deja să la îngriță. Înainte lui Matei. Noi Matei, dar ai reușit, ai fost primul. Haide. Și mai avem doi voinici care n-au încercat. Cine n-a fost? Haide, Carina? Te rugăm. Și cu? Cine n-a fost? Fii atentă. Nicolae. Au fost. Tu ai fost, da. Fii atentă. Concurez cu Goofy. Da? Haide. Aici te rog, Spiriduș, să o ajut. Da. Goofy, al câtelea medicamentele administrezi? Cine le încurajează pe Goofy? Eu. Eu pe Carina. Fiți atenți. Hai, Carina. Goofy pregătit. După care urechi să-mi pun? După acelea... Care ajung mai repede. Hai să vedem. Eu sunt convins că și băieții de la cameră și-ar dori, dar țâc-țâcă de data asta. Așa, hai, nu se pot bucura. Atenție! Stai! Cum atenție? Păi voi îl aveți deja în gură, ursulețul. Nu, ne pregătim. Carina, spunem. Haide, Carina! Cine mă încurajează? Pe locuri, fiți gata! Goofy, ai o problemă. De când am așteptat momentul acesta, ai scăpat. Ai văzut? Și cine vreți voi să mai concureze? Sper că nu. Lopățica. Unde este pălmuța aceea? Eu zic, pentru că tot s-a obișnuit Goofy, să facă el un concurs cu Spiridușul. Spiridușul, cel mai ghiduș de la noi din emisiune. Are cerței frumoși, da, și vrea să-i mai aibă. Dar și urechile pregătite ca să facă concurs cu Goofy. Corect. De data aceasta, pe zâna cea bună, nu, o iertăm. O salvez. Oh, ce mă bucur. O iertăm. Ei, o să-i dăm o injecție. Da, eu stați să mă pun bine cu copiii, copii. Strigați, stai. Faceți galerie hai, pentru Goofy. Hai, Spiridușul. Pentru Goofy. Hai, Spiridușul, Matei, da? Spiriguș. Goofy, nu Goofy. Spiriguș. Spiridușul. Ok. Ești Spiriduș, gata? Fii atentă. Ești gata. Tu o să ai galerie, eu o să am ursulețul. Sunteți? Da, de ce ți l-ai pus direct în gură? Fii atentă. Spiriduș nu spune trei ursuleți, numai unul. Dar vreau doi. Nu-i corect. Nu-i corect. Și ațele cât mai jos. Deci am descoperit că am niște urechi fantastice. De care putem agăța orice. De care se pot agăța. Eu zic să nu stăm cu spatele la copii. Să nu stăm cu spatele? Pentru okay, că și ei vor vedem. Putea face. Tu ți-ai luat ursuleț deja. Da, nu-i voie? Ba da, am crezut. Pe că... cine susțineți? Pe cine susținem? Spiriduș și pe Goofy. Pe locuri, fiți gata! Ce se întâmplă? Cine a avut galerie? Nu-i nimic, acesta este ursulețul meu vesel. Am câștigat! Și cu mine nu bate nimeni. Dar câștigătorii sunt ei, pentru că la ei în gură a ajuns prima dată ursulețul. Și ai nevoie cu toți... de niște vitamine. Vitamine, vitamine ne-am luat din ursuleț. Dar cu toții facem țâc, țâc, zână, tu n-ai vitamine. Dragilor, ursuleț! Toate mâinile la mijloc. Proba să... numărul 4 a fost câștigată de către toți, toți copiii cu ursulețul în trei dinți. Cum o să facem hibipura? De... să văd, o să fac de câte ori, de câte ori facem copii? De 4 ori. Da? Încercăm să amestecăm și să spunem hip hip ura! Hip hip ura! Hip hip ura! De-a dura ursulețul la fiecare și vine și steluța pe tăblița noastră cu numărul... Horia! 4! Carina, și cine pune? Carina și Horia. Carina și Horia, haideți aici! No, tu ai pus steluța numărul 1, Horia! Mihnea! Ce Horia? Oh, nimeni nu zice că Horia de fapt este Mihnea! Așa, și cu această steluță am încheiat probele de... din această emisiune. Știați? Eu mă duc să mai exersez, că ei, sunt fie, aici. Mai ai urs, mai ai salată? Da. Mai am, da, cu vitamine. Și eu ne servești pe mine și pe Lulu.
Nu le ține pentru păi după ce v-am făcut sunt doar salată. De mâine Gufi doar salată, o să mănânc și tu. Poftim. Gata, gata, unul pe zi, unul pe zi, da. Îți promit zână că te voi servi, dar acum ca să nu ne vorbești aici cu gura plină de urși. Copilaș, haideți să-i mulțumim. Îi mulțumim pentru injecție. Și fiți atenți ce face Lulu. Fiți atenți ce face Lulu. Atenție! Hai, Gufi! Bravo! A scăpat! Oare a scăpat Gufi? A scăpat Gufi până injecție. Nu a scăpat! Injecție. Nu a scăpat până la urmă Lulu a câștigat. Copilaș, haideți să vă spun un secret. Știți că mie mi-era un pic teamă de doctor, știți? Îmi era teamă să merg la doctor, să îmi dea injecție. Și dar am descoperit zilea că este chiar amuzant să... Păi mai ales dacă primim ursuleț când mergem la loc de pastile. Și dacă primim injecții cu vitamine, e ok. Și dacă avem trusă de hârtie, da, ce bine e. Copilașă, știți că Zâna mai are surpriză pentru voi. Da, chiar dacă am finalizat cele 4 probe, eu vreau să ne mai distrăm puțin. Vreți și voi? Da. Înainte să plecăm la grădiniță, să ne mai distrăm puțin. Mai avem un invitat special care s-a pregătit deja să vină lângă noi și eu zic să-l chemăm pe Mr. Micu. Mr. Micu. Eu cred că Mr. Nicu nu ne-a auzit. Ce ziceți? Îl strigăm tare, tare să vină. Da. Haideți, tare, cu putere. Mr. Nicu! Oh, de-abia mi-am trezit. Cine mă trezește pe mine? Că sunt foarte obosit. N-am energie. Mr. Nicu, cum la ora asta abia te-ai trezit? Oh. Uite-te. M-am trezit un pic mai devreme, dar n-am energie astăzi. Pastiluțe? N-am mâncat bine. Ceva nu e nesănătos. Nu. Trebuie, n-am. Noi avem energie. Dar pe voi vă văd fericiți, copilaș. Văd că aveți zâmbetul pe buze. Ia să vă cum aveți zâmbetul pe buze. Așa, așa, așa. Foarte bine. Și când copiii sunt fericiți, copiii și aplaudă. Le place să aplaude și le place să se distreze. Cum mai ales cu Mr. Nicu. Așa că vă invit și pe voi, copii de acasă, să aplaudați cu noi, să ne trezim și să fim fericiți. Așa că încercăm să aplaudăm de 4 ori. Hai să vedem. 2, 3 și... 1, 2, 3, 4. Bravo! Dacă ascultăm și muzica, pe muzică o să aplaudăm de 4 ori cu palmele la oaltă, de 3 ori pe genunchi, de 2 ori pe pantof și de 2 ori cu tălpile. 1, 2. Așa că pregătiți-vă și voi. Haideți și voi, copii, jos. Hai să începem așa de jos, poziția turcească, să meargă muzica. Hai și tu, hai jos. Așa. Și o să aplaudăm de 4 ori la început, da? Ia să ascultăm. 1, 2, 3, 4. După aia 1, 2, 3. De 2 ori pe pantofi și de 2 ori cu tălpile. Cine o să poată să facă asta repede? Ia să vedem. Palmele în față. Așa, atenție. Să aplaudăm, să repetăm încă o dată și tot așa. Să stăm cu toți în jur și să cântăm acum. Ce bine e să fim cu toți aici. Să stăm cu toți în jur și să cântăm acum. Ce bine e să fim cu toți aici. Atenție pe genunchi, bate pe genunchi. 1, 2, 3, nu doar să spui. 1, 2, 3, încă o dată. 1, 2, 3 și tot așa. 1, 2, 3, să stăm cu toți în jur și să cântăm acum. Ce bine e să fim cu toți aici. Să stăm cu toți în jur și să cântăm acum. Ce bine e să fim cu toți aici. Atenție pe pantofi, bate pe pantofi. 1, 2, de 2 ori. 1, 2, cu tălpile. 1, 2, mai repede. 1, 2, să stăm cu toți în jur și să cântăm acum. Ce bine e să fim cu toți aici. Să stăm cu toți în jur și să cântăm acum. Ce bine e să fim cu toți aici. Ia să vedem cum strigăm noi de fericire. Strigă ura. Ura! Și tot așa. Ura! Mai tare așa. Ura! Și tot așa. Ura! Să stăm cu toți în jur și să cântăm acum. Ce bine e să fim cu toți aici. Să stăm cu toți în jur
Și să cântăm acum, ce bine e să fim cu toți aici. Atenție, cu palmele pe genunchi, pe pantofi. Pam, pam. Așa, foarte bine. Și vă acasă, copilul, sper că ați aplaudat cu energie, cu tărie. Pentru că dacă și mâncăm sănătos, atunci avem și o față sănătoasă și suntem sănătoși foarte bine. Energie, numai că... Cred că am... Iar așa ai făcut, ai uitat ceva. Am uitat să mă spăl pe dinți. A, dimineață, nu-i bine. Trebuie să ne spălăm pe dinți în fiecare zi. Da. Cred că da. Și dimineața și seara? Da. Și după ce mâncăm prăjituri, așa... Mai ales, m-am mâncat noi cu zahărul tot, sucurile alea, toate pline cu zahăr, nu sunt bune. Ba, sunt bune, dar nu sănătoase. Aia e problema cea mai mare. Dar știți ce? Haideți să vă învăț eu. Tehnica de spălare pe dinți. Trebuie Doamne. Să ne știm să ne spălăm la stânga. Și tehnică trebuie. Tehnică, da, trebuie. Copiii sunt mici, trebuie învățați. La dreapta, în față și spate, în sus și în jos și în cerc frumos. Haideți, în picioare, să auzim și muzica. Și pe muzică o să învățăm să ne spălăm pe dințișor. Încercăm cu degetelul arătător, cu stânga sau cu dreapta, cu care vreți, vă și cu voi copii acasă în picioare și să ne spălăm pe dinți. U-u-u-a-a-o-i. Hai! Când vreau să mă spăl pe dinți, nu știu cum să fac. Cum să țin periuța ca să mă spăl și să am dinți curați. Mă spăl la stânga, la dreapta, în față și în spate. La stânga, la dreapta, în față și în spate. La stânga, la dreapta, în față și în spate. Mă spăl. Hai și voi, toată lumea. Stânga și dreapta, și față și spate. La stânga, la dreapta, în față și în spate. Vreau să mă spăl pe dinți, nu știu cum să fac. Am o periuță sau două? Cum să țin periuțele? Sau nu, numai cu una, așa-i? Să mă spăl frumos. Hai să faceți și voi cu voi acasă. Mă spăl în sus și în jos și în cerc frumos. În sus și în jos și în cerc frumos. În sus, în jos și în cerc frumos. Mă spăl. Hai să vă au și pe voi. În sus și-n jos și-n cerc frumos. În sus și-n jos și-n cerc frumos. Când vreau să mă spăl pe dinți, nu știu cum să fac. Hai, ține, alzați-mi voi, cum să țin peruța? Cum așa, așa, să țin așa, așa, așa. Sa așa, așa, așa. Haide, mă spăl în stânga, în dreapta, în față și în spate. La stânga, la dreapta, în față și în spate. La stânga, la dreapta, în față și în spate. Mă spăl. Hai, în sus și jos, ia să vă văd. Hai, mă spăl în sus și în jos și în cer frumos. În sus și în jos și în cer frumos. În sus, în jos și în cer frumos. Mă spăl. Bravo! Termină! Ce bine! Mă simt mai bine cu nu e așa dinții că te curați. Simți bine, Mr. Micu! Mă simt bine, copii, în sunt fericiți! În că te-ai trezit, ți-am dat și un pic de da. Energie. Am energie. Și tu ne-ai dat puțin să informație. Le dau și premii copiilor. Ai atâta da, energie? Că, da? Da, pentru că au dansat frumos cu mine, au cântat, au participat la ateliere și au învățat despre sănătate cu doctorița Lulu. Și că e mai bună dintre decât toate? Toate, da, sănătatea cea mai importantă și acum, atunci, vreau uite, să vă uite, dau... Uite, Mr. Nicu, ai ia să vă dau mare. Niște diplome, una ție și încă una ție și, noi, și încă una ție, una vine zburând către tine. Așa, da? Și doamnelor reducătoare le mulțumim. Alte vine ca și cu elicopterul. Că v-au adus asta pe ca la cheta. Voi. Mr. Nicu a primit cam multă energie. Păi nu, asta vorbeam, da, trebuie să ne deci, energie. Asta ori mai deloc, ori e prea multă, cum vine. Suturați la Matei. Așa, toți copiii mei, uite, diplome, pentru că sunt harnici, au fost cuminți, au fost foarte cuminți, au dansat, au cântat, așa că merită să meargă acasă cu o diplomă frumoasă. Eu vă spun la revedere, mulțumesc frumos că m-ați invitat. Și noi îți mulțumim. Am dansat ca de fiecare dată. La revedere, dragi copii. Pa, 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 Mr. Nicu, pa. Copilașii.
Numai un pic. Și noi vrem să vă mulțumim. Și noi vrem să vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit la noi în emisiune și ați fost foarte cuminți și foarte harnici și absolut foarte extraordinar ați fost astăzi. Și vreau să vă întreb, v-a plăcut la noi? Da. Da? Cât de tare? Mult de tot. Foarte tare. Așa de tare. Până la cer? Da, da. Și wow, apoi. Așa de tare v-a plăcut. 100. Noi sperăm că și vouă, celor de acasă, v-a plăcut. Ce frumos ne-am distrat și ne-am jucat cu copilașii invitați de astăzi de la grădinița numărul 5. Noi mai așteptăm și... Și o să mergem și noi în vizită la voi, așa, da? Spune-ne-ușule. Cum am mai fost. Ne hai primiți, le... da? O să ne primiți și o să ne pregătiți și voi ceva surprize, da? Să le spunem la revedere și copiilor de acasă. Pa, pa! Pa. Mulțumim! Faceți așa cu mânuța, pa! Și la revedere! Atacăm și camerele cu diploma, noi. Haide! La revedere, haide, dragilor! Pa, pa, pa! Uite, arătucem acolo! Spiritușule, ce surpriză ai tu pentru rubrica talentelor? Ai adus aici un prințișor, un cavaler adevărat? Un cavaler adevărat care ascunde un secret foarte bine pe care păzit. Tu l-ai păstrat, da? L-ai păstrat mai multă vreme. Da, zână, pentru că am vrut să-ți pregătesc iarăși o surpriză, sper să vă placă și vouă celor de acasă, o surpriză cu un talent un pic mai rar pe la noi, știi, Sână? Da? Uh-huh. Păi, da. Să-l descoperi, da, și am să spun de ce, bine? Bine. La momentul oportun. Acum, să-l cunoaștem pe cavalerul nostru. Mă numesc Buhai Julian, clasa 5-a, liceul de artă. Ai spus ceva din secret. Deci, Zâna, am adus un băiețel de la liceul de artă. Care studiază la liceul de artă la școală. La școală. Instrument sau ceva opțional. Și acum, hai să-i spunem secretul la Zâna. Bine, Julian, ce instrument ascunzi tu acolo în spate? Ia, arată-ne, te rog frumos. Wow. Ia, uite, stai să văd dacă... Acum eu o pun să pun. Ia să văd, Zână, știi tu ce instrument este acesta? Păi, spiritușule, eu știu să dansez, știu să cânt la pian, dar eu nu știu. Știu că este un instrument de suflat, dar nu știu ce este. Copilaș și celor de acasă, uite, secretul divulgăm acum. Deci, Julian este un băiețel foarte talentat la... Oboi. Oboi. Și de ce ziceam, Zână? Pentru că la acest instrument nu sunt foarte mulți copii talentați la noi, în satul mare, nu zic în lume. Pentru că nu este un instrument chiar foarte ușor, așa? Este ușor? Nu. Nu este ușor. Și de cât timp ai început să înveți? De câți ani? De 3. De 3 anișori. Și știu că Julian a participat și la concursuri, așa este, da. Julian? Și ne spui, te rog, ce premii ai adus pentru noi aici în satul mare? Premiul 2. Unde? La Olimpiadă. Oh, Olimpiadă. La Olimpiadă. Și vreau să le spui și copiilor de acasă că mai este... Câți copii mai cântă la Oboi? 3. Trei. În total? În tot județul? Nu, da. La noi în satul mare, la școală. Printre cei 3 este și el și știu că domnul profesor te apreciază foarte mult pentru că într-un timp foarte scurt el a învățat foarte repede să cânte la un instrument așa de greu. Și ne spui, Julian, ce ne vei cânta astăzi? Voi cânta concert în si bemol major de Handel. Mulțumim! Eu țin pumnii și Zâna, da. Și uite, punem aici microfonul și îți dorim succes și celor de acasă, vă rog frumos să fiți atenți ce instrument minunat este și să și ce vă gândiți și voi, să precis. Mergeți și voi să cântați! Thank you.
Bravo, bravo, Julian. Uite, o să iau microfonul pentru că eu sunt foarte curioasă. Cum ai descoperit tu acest instrument așa de rar? Mama. Deci mama. Mama îl cunoștea sau știe și mama să cânte? Nu. Nu? Dar ea și-a dorit ca tu să cânți la oboi. Da. Și ți-a plăcut din prima sau cum ți s-a părut la început? La început greu. La început greu? Dar până la urmă te-ai atașat, cred că, de el, așa-i? Da. E un instrument foarte, foarte frumos și scoate niște sunete cristaline deosebite. A meritat efortul tău de a veni la noi să ne demonstrezi cât de frumos se poate cânta și la un instrument așa de rar. Și îți mulțumim frumos. Și dacă o să te mai invităm cu alte ocazii, o să mai vii la noi. Da. Da? Ne bucurăm mult și sper că cei de acasă te-au apreciat și poate, cine știe, poate le-ai trezit interesul pentru, și pentru altceva, pentru ceva nou. Noi îți mulțumim, poți să-i saluți și pe copii, că ei se uită la noi în fiecare sâmbătă și te așteptăm cu drag data viitoare, da? Da. Și Mr. Nicu s-a umplut de energie împreună cu copilașii și ne-a adus aici 3 cutii. Sunt goale. Am crezut că sunt pline, Mr. Nicu, și mă gândeam, oare cum ne-ai adus aici 3 cuburi destul de mari. Cuburi. Putem să ne jucăm ceva de a pusul deasupra. De geometria. Geometria, dar nu altceva, altceva. Vreau să facem. Salutare, copilași. Am venit să ne uităm la televizor astăzi. Wow. Adică stai un pic, că voi sunteți în fața televizorului și noi facem televizoare aici. Facem televizor din cutie televizor, de carton? Da, facem un televizor și televizorul acesta o să arate foarte bine. Și repede o pun la muncă pe Zână, până eu vă explic, copilași, ce se întâmplă. Zână, te rog frumos, și voi copii acasă, dacă aveți o cutie pe care nu mai folosiți, care zice, aia gata, hai să aruncăm la gunoi. Nu, facem televizoare. O să te rog să tai afară tot acest pătrat, da? La, pe margini, da? Și voi copii acasă puteți să faceți. Vă puteți juca cu cutiile acasă, pentru că nu trebuie să fie neapărat, acum eu aia așa o vreau să o facem, dar voi puteți să vă jucați cu orice formă. De exemplu, eu o să fac acum un oval și o să fac asta. Și o să băgăm înăuntru plușuri ca să ne imaginăm că ne uităm la desene animate. Mai mult decât atât. Uite așa. Știi, Mr. Nicu, când suntem mici, când eram și noi mici, ne imaginam că oamenii din televizor sunt acolo în cutie. Așa. Păi aici să știi că ne putem juca cu cum vrem noi, doar că deocamdată tăiem afară așa. N-are așa mare importanță cum o să arate aici. Doar să fie o formă cât de cât ovală. Eu am făcut, n-am nimerit-o chiar foarte bine, dar ideea să vă arătăm vouă. Acum, urmează partea cea mai importantă. Avem un televizor, dar avem un ecran care poate fi oval, Zâna face pătrat, dar vrem să și vedem ceva la televizor, așa că o să folosim hârtie de calc. Se găsește în magazine și o să o punem, o să o lipim aici în față. Da? E foarte ușor. Se vede acolo că se vede un negru înăuntru, pentru că înăuntru este întuneric, dar imediat facem și lumină. Așa că dacă aveți acasă marcăre, creioane colorate, orice, puneți pe masă hârtia de calc exact la dimensiunea care este televizorul și desenați. Și eu, de exemplu, o să zic așa: Mr. Nicu. Genericul. Genericul. Și o să scriu așa: reciclare. Așa. Am scris Mr. Nicu reciclare. Și pun cutia aici, mă uit dacă se încadrează pe televizor. Așa. Dar e întuneric înăuntru, cum să facem să fie lumină? Și o să facem în spate o gaură mai micuță. Îl băgăm în priză, Mr. Nicu. Îl băgăm în priză, dar nu că noi suntem ecologiști, noi economisim lumina. O să folosim o lumină de lumânări. O gaură mai micuță, nu foarte mare, cât să ne încapă mâna. Așa. O să te rog, Zână, să faci și tu o gaură în spate. Încă una. Da, una micuță, 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 aici mai jos. Așa. Un pic, da? Așa. Și o să o terminăm cutia aia. Așa, cât să încapă mânuța, trebuie să încapă mânuța. Și lumânările. Punem înăuntru lumânările.
Așa. Încap acolo un pic, un pic mai tare. Așa. 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 Acum pune-te ăsta jos. Hai să lipim. Lipim scrisul. Ecranul. Da, lipim ecranul. Ai nevoie de scotch, așa? Un pic de scotch, bineînțeles. Și așa să se mai scriem încă aici. ITV. Sunt un televizor special. Da. Bun. Ia să vedem. Gata pentru lipit. E bine. Pe partea margini, stângă. Adică partea dreaptă. Partea stângă. Ești stângaci? Eu sunt stângaci, da. Mândru stângaci. Adică nu e nicio problemă să fii stângaci. Absolut. Dacă așa ne-am născut, așa ne-am născut. Nicio problemă. Bun, e încă întuneric aici, dar dacă noi să începem să punem înăuntru... Sus, aia mai poți să te joci un pic acolo. Începem să punem lumânările înăuntru. Mai aprindem încă una. Și să știți că puteți face asta acasă, cu orice desen pe care l-aveți acasă făcut pe o hârtie mai subțire. Hârtia de calc este chiar specială, este bună pentru că este transparentă. Și rezistă și la căldură. Rezistă și la căldură. Și ce mai puteți face, dacă aveți o grădină frumoasă în curte, adică aveți o grădină, o curte, puteți prinde de copaci aceste televizoare cu niște cârlige, și le agățați în copaci, seara. Puteți să faceți și o poveste cu mai multe televizoare, le agățați în diferite locuri sau le agățați una lângă alta. Și scriem și sau desenăm lucruri diferite, așa ca în cărțile, în benzile desenate. Exact. Și avem o poveste. Vă puteți plimba, vă puteți surprinde prietenii cu o poveste frumoasă. Eu tot pun aici lumânări. Nu e nevoie de foarte multe, pentru că dacă e seară, trebuie să stingem poate lumina. Da, dacă ar fi un pic mai puțină lumină. Dar dacă e noapte, atunci lumânările chiar luminează foarte frumos și o să se vadă foarte, foarte bine. Hai să facem și noi. Așa, facem și noi un pic de întuneric. Presupunem că ni se ia curentul. Începe să se vadă. Și astea, noaptea, se vede foarte bine. Copiii, puteți să fiți inventivi, faceți câte desene frumoase vreți voi, cu cât mai multe culori, poveștile să fie frumoase, agățați-le sau în casă, le puneți pe masă, puteți face toate patru laturile, doar să lăsați colțurile libere, puteți pune pe toate patru laturile desene și puteți să-l agățați în mijlocul camerei și el se poate învârti, două, trei lumânări și o să fie frumos. Cu orice formă, cu orice fel de lumânare, cu orice fel de carton, hârtia de calc e cea mai bună, dar și o hârtie, o foaie de hârtie subțire funcționează. Așa că spor la muncă, spor la reciclare, nu aruncați cutiile, mai pot fi folosite să le facem televizoare. Așa că spor în toată la muncă, puneți pe părinți, pe bunici la muncă, tati, mami, hai să facem un televizor din cutie cu lumânări și cu hârtie de calc. La revedere, dragi copii, mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc, Mr. Nicu, mulțumim că ai fost alături de noi din nou cu ideile tale grozave. Și, dragilor, nu uitați de concursul nostru de pe Facebook. Este un nou concurs, Mr. Nicu, lansăm un nou concurs unde putem câștiga clătite. De la clătităria Clatos, care se găsește lângă Casa de Modă. Puteți oricând să treceți și să vă cumpărați meniuri delicioase de sezon. Noi vă invităm să ne urmăriți și pe pagina de Facebook și să ne dați like, bineînțeles, și să ne spuneți idei, mai ales vis-a-vis de atelierul de reciclare cu Mr. Nicu, și vă așteptăm și săptămâna viitoare să ne urmăriți pe Informația TV. La revedere! La revedere!